А мы сон то минут сжимать. Să-mi spuneți când începem. Poftim? Suntem gata? Ok. Stimați concetățeni, așa cum am promis, am hotărât să vin cu un raport detaliat privind activitatea în funcție de președinte a Republicii Moldova. După cum cunoașteți, am început mandatul pe data de 23 decembrie 2016. Probabil după ce s-a încheiat mandatul de 4 ani, voi mai veni cu o rectificare, dar la această etapă vă voi prezenta informațiile, rezultatele pentru perioada de 3 ani jumate. Eu consider că această perioadă de mandat, perioada 2016-2019, și nu doar este opinia mea, opinia mai multor analiști politici, cetățenii, văd acest lucru. A fost una din perioadele dificile din istoria modernă a Republicii Moldova. Am avut mai multe provocări care au fost în premieră pentru țara noastră. De exemplu, în premieră am avut de confruntat un regim oligarhic care practic a capturat statul. Noi în toți 29 de ani de independență nu am avut așa regim, care a capturat și utiliza în interese politice toate instituțiile din Republica Moldova. În premieră ne-am ciocnit cu pandemia COVID-19. Haideți să recunoaștem că această provocare, de care nimeni nu a fost pregătit, nimeni nici într-o țară și nici în Republica Moldova, a fost și rămâne o provocare majoră pentru toată țara noastră, pentru toți cetățenii și în special pentru conducerea de vârf a țării care trebuie să facă față la această problemă. În premieră, pentru toți anii de independență, noi ne-am ciocnit cu o secetă care nu a mai fost în Republica Moldova în toți 29 de ani de independență. Adică toate aceste provocări, și nu doar acestea, în raportul care o să-l prezint în continuare, o să mă opresc mai detaliat pe toate sectoarele, toate segmentele, cu toate aceste provocări, președintele țării împreună cu colegii din guvern, din parlament, atunci când a fost posibil acea colaborare, trebuie să facem față. Voi, dumneavoastră, stimați concetățeni, o să ne dați apreciere. Dar eu consider că noi am făcut față acestor provocări și acestor probleme și ne isprăvim, ținând cont de circumstanțele care sunt și resursele de care dispunem. Întreaga această perioadă de mandat, mandatul meu de președinte, poate fi divizată în două etape de bază. Prima etapă, 2017 până în iunie 2019, atunci când, din nou, în premieră pentru Republica Moldova am avut o luptă fără precedent între instituțiile statului, între președinție pe de o parte și parlament și guvern controlate de Plahotniuc pe de altă parte. Atunci când în premieră a apărut noțiunea de suspendare din funcția președintelui țării, o premieră absolută, nu doar pentru Republica Moldova, dar pentru întreg mapamont, a fost un blocaj total. Practic, 2 ani jumătate de mandat a fost luptă între președinte, guvern și parlament. Nu a fost conlucrare pe niciun subiect. A doua etapă, o etapă mai constructivă, o etapă de colaborare între ramurile puterii, din luna iunie anul trecut până în anul acesta și parcursul acestui an. Pe parcursul acestei perioade, etapa a doua, noi am demonstrat o colaborare eficientă între diferite ramuri ale puterii. Între președinte, între prim-ministru și între președintele Parlamentului. Eu cred că aceasta a fost o perioadă bună. Și de fapt, din raportul care se urmează, să vedeți că marea majoritate a rezultatelor pe intern obținute de către mine au fost anume în perioada a doua. Prima perioadă s-a axat mai mult pe... m-am axat mai mult pe politica externă
și pe contactele cu cetățenii. A doua perioadă m-am axat în special pe tot ceea ce ține politica internă, inițiative economice, inițiative sociale care au fost susținute, inițiativele mele au fost susținute de Parlament. În întreaga această perioadă m-am străduit și eu cred că am dat dovadă de câteva caracteristici importante. Primul este vorba de caracter. Eu cred că fără caracter niciun conducător nu poate face față provocărilor pe care le are în față. Caracter atunci când trebuia să dăm jos regimul oligarhic, caracter atunci când trebuia să mergem cu inițiative mai dure, în special când vorbim de miliarde, de aeroport, de alte lucruri. Al doilea trăsătură foarte importantă este responsabilitatea. Mă refer la responsabilitatea față de cetățeni, responsabilitatea socială, mă refer la responsabilitatea economică față de agenții economici. Și o să vedeți prin ceea ce o să vă prezint mai departe că am dat dovadă de responsabilitate în contact și cu cetățenii și față de agenții economici. Al treilea lucru important este echilibru. Și când vorbim de echilibru, este vorba atât de politică externă echilibrată pe extern, cât și să încerci să găsești echilibru și pe intern. Eu vreau să vă amintesc că în premieră, în acești 29 de ani de independență, am reușit, inclusiv și datorită implicării mele personale, crearea unei coaliții din partidele de stânga și de dreapta. Lucru imposibil pe toată perioada de independență a Republicii Moldova. Coaliție oficială între Partidul Socialiștilor și Blocul Acum. Aceasta a însemnat caracter și echilibru. Și al patrulea lucru foarte important pentru un conducător de stat, care reprezintă poporul său, conform Constituției, este să păstreze, să stimeze și să promoveze valorile tradiționale. Când vorbesc de valorile tradiționale, aici punem mai multe elemente. Începând de datinile noastre strămoșești, familia tradițională, valorile creștine ortodoxe, eu consider că un conducător de stat este obligat, dacă reprezintă poporul, să promoveze și să stimeze, să respecte aceste valori. Aceste patru caracteristici, patru trăsături, caracter, responsabilitate, echilibru și valori tradiționale. A fost un lucru principal pentru mine și va fi și în continuare. Acum, stimați concetățeni, eu o să merg pe capitolele care le-am pregătit din raportul de activitate. O vă strădui destul de succint. Este vorba de 8 capitole de bază, care corespund, apropo, aceasta este platforma mea cu care am mers în campanie electorală. În 2016 eu am mers cu acest angajament față de dumneavoastră. La sfârșit o să merg pe fiecare element, punct din acest angajament și o să vedem ce am făcut și ce nu. Dar eu am divizat raportul în 8 capitole, este așa un raport pregătit, pe 40 de foi. Eu nu o să dau citire la toate 40 de foi, dar doar o să mă opresc pe fiecare capitol separat. Primul capitol, statalitate, neutralitate și identitate. Cunoaștem că un stat nu are viitor dacă nu va face tot posibilul să consolideze statalitatea sa. Mare majoritatea cetățenilor Republicii Moldova cunosc poziția mea destul de dură și consecventă. Eu sunt categoric împotriva celor care pledează pentru lichidarea statalității Moldovei. Eu sunt categoric împotriva celor care vor ca Republica Moldova să devină bază NATO sau membru altui bloc militar. Și eu sunt pentru promovarea identității noastre moldovenești. Istoria Moldovei, limba moldovenească. Eu cred că aceste lucruri sunt sfânte. Ce s-a făcut în această direcție?
Am inițiat instituirea Zilei Statalității și a Drapelului Istoric ca simbol național. Este vorba de Ziua Statalității pe data de 2 februarie. Ziua Statalității Moldovei. Prin decret prezidențial a fost creată o comisie de stat pentru elaborarea și desfășurarea mai multor activități importante. În special, după cum cunoașteți, anul 2018 a fost declarat anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei. Pe parcursul anului 2018 au fost organizate sute de evenimente în Republica Moldova și în diaspora consacrate acestei date. De asemenea, am elaborat și am editat mai multe cărți, manuale, proiecte de manuale de istoria Moldovei. În 2018 a fost editat un nou conținut al manualelor de istorie pentru clasa 5, 6 și 9. În afară de aceasta, am editat istoria Moldovei în 3 volume și câteva mii de exemplare au fost transmise în toate instituțiile școlare din Republica Moldova. De asemenea, la inițiativa mea a fost filmat filmul Istoria Moldovei în 3 epizoade, care a fost difuzat masiv în Republica Moldova. La capitolul neutralitate, cunoașteți că eu din start m-am opus deschiderii oficiului NATO în Republica Moldova, care a fost deschis până la intrarea mea în funcție și a fost promulgată legea în Parlament, acordul. La acest subiect a fost elaborat principiile concepției cu privire la statutul constituțional de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Au fost desfășurate consultări la nivel înalt, la Moscova, Viena, Washington, Berlin și Paris. Apropo, a fost editată o cărțulie separată în care a fost expusă foarte clar poziția președintelui Republicii Moldova referitor la statutul de neutralitate. În perioada 19-21 iulie, în premieră la Chișinău pentru ultimii 10 ani, a fost organizată conferința internațională cu genericul Moldova, factor de stabilitate sau o nouă provocare pentru securitatea regională și paneuropeană. În ceea ce ține de protejarea valorilor creștin-ortodoxe și valorilor noastre tradiționale, am fost și rămân susținător ferm a ideii că biserica noastră creștin-ortodoxă este pilonul statalității Republicii Moldova. În Republica Moldova avem peste 1500 de lăcașe sfinte. La câteva sute dintre ele eu sunt ctitor. Pe parcursul mandatului de președinte am făcut tot posibilul pentru a susține biserica noastră din Republica Moldova. Cu mai multe inițiative. Eu cred că slujitorii bisericii le cunosc. Anual, câteva suporturi, inițiative la toate bisericile din Republica Moldova. După cum cunoașteți, eu sunt un susținător a valorilor tradiționale, mă refer la familiile tradiționale. Anul 2019 a fost declarat anul familiei în Republica Moldova. Înainte de aceasta, în premieră la Chișinău, a fost organizat Festivalul Mondial al Familiei, la care au participat peste 2000 de persoane din 10 de state. Apropo, Republica Moldova, datorită acestui festival, a apărut ca un promotor al valorilor familiare tradiționale la nivel mondial. Din câteva zeci de state au venit 2000 de reprezentanți care, de pe toate continentele, care promovează aceleași valori. Acest eveniment a avut loc în anul 2019 la Chișinău. Al doilea capitol. Sfera socială. De fapt, pe parcursul mandatului meu, marea majoritate a inițiativelor s-au referit la sfera socială. La ajutorul păturilor nevoiași. În acest sens, am venit cu mai multe inițiative. La capitolul sănătate și protecție și garanții sociale. La inițiativa mea personală, pe data de 6 decembrie 2019,
În premieră pentru Republica Moldova a fost aprobată legea prin care pensiile vor fi indexate de două ori, la 1 aprilie și 1 octombrie. Apropo, anul 2020 este primul an din istoria modernă a Republicii Moldova când pensiile vor fi indexate nu doar la 1 aprilie, dar și la 1 octombrie. Eu cred că această inițiativă, această lege va rămâne în istorie ca lege promovată de Dodon. A doua inițiativă importantă. Prin legea din 5 decembrie 2019, ulterior de asemenea modificată, am venit cu propunerea ca de două ori pe an să fie acordat suport unic material pensionarilor. În ianuarie, pensionarii care aveau pensia mai mică de 2000 de lei au primit câte 700 de lei, și este vorba de 590.000 de persoane. Și după cum cunoașteți, la 1 octombrie, pensionarii care au pensia mai mică de 3.000 de lei vor primi de asemenea 700 de lei. Este vorba suplimentar, vor primi la pensii la 1 octombrie 660.000 de beneficiari. Vreau să vă spun că această normă a devenit lege și în lege, la inițiativa mea, este indicat expres că de două ori pe an statul trebuie să vină cu un suport unic, material, pentru pensionari. A treia inițiativă importantă, aș numi o revoluționară. Este vorba de acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți, care asigură obținerea pensiei pentru a doua persoană din familie, pentru a doilea soț, pe parcursul la 5 ani. Eu consider că, de asemenea, aceasta este o inițiativă revoluționară pentru Republica Moldova. Pentru că noi toată viața muncim, plătim impozite, acumulăm bani pe contul nostru de pensii, pentru că atunci când se ieșim la pensie, să primim pensie. Și omul cu regret pleacă din viață. Dar banii s-au lui, el i-a muncit toată viața. Deci am venit cu inițiativa că cel puțin 5 ani după deces, după ieșirea la pensie, a doilea membru a familiei se poate primi acești bani, cel puțin 5 ani. Clar că ar fi bine să primească 10-15 ani, dar prima etapă este 5 ani. 4. A fost majorat cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului, de la 350 la 500 de lei. Aceasta, de asemenea, este inițiativa mea anunțată la începutul acestui an. 5. Prin legea din decembrie 2019, cu modificări la sistemul de pensii, s-a luat decizia sporirii gradului de protecție socială a copiilor care și-au pierdut unul sau ambii părinți. Proiectul de lege aprobat prevede majorarea cu 25% a pensiei de urmaș pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani. Aceste inițiative sunt doar câteva care au fost inițiate de mine în calitate de președinte și au fost votate de Parlament și deja se aplică în Republica Moldova. Domeniul medical și criza pandemică. 1. După cum cunoașteți, prin decret prezidențial, anul 2020 a fost declarat anul lucrătorului medical. În acest sens a fost aprobat și un plan detaliat de acțiuni care prevede consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medicale. Este vorba de dotarea spitalelor, revizuirea alocațiilor din buget de stat pentru acoperirea financiară și așa mai departe. A doua inițiativă importantă care deja se implementează este dublarea salariilor în sectorul medical. La sigur, toți lucrătorii medicali cunosc despre această inițiativă a președintelui Dodon. După cum cunoașteți, dublarea salariilor în sectorul medical a fost aprobată prin lege, eu am semnat această lege în luna iulie, și prevede trei etape. Deja peste câteva zile, la 1 septembrie, salariile medicilor și lucrătorilor medicali vor fi majorate cu 30%, la 1 ianuarie 2021 cu 30% și în prima parte a anului viitor încă cu 40%. Eu cred că este un pas revoluționar care nu a mai fost pe parcursul ultimilor ani. Eu consider că, apropo, consider că așa inițiativă similară în anul următor noi trebuie să venim pentru sectorul educației. Am mers cu dublarea salariilor în sectorul medical. Sper că această motivare va stopa exodul de profesioniști, de medici din sistem și va permite tinerilor absolvenți a Universității de Medicină să fie motivați
Să nu plece din țară, să rămână aici să lucreze. Dar noi, obligatoriu, în următoarea perioadă, și eu sunt gata în anul următor să vin cu această inițiativă, trebuie să mergem cu dublarea salariilor în sectorul educației. Dați-vă, noi începem anul școlar peste câteva zile, câteva mii de profesori, 2.500, 3.000 de profesori noi nu avem. De ce? Pentru că nu sunt motivați. Nu sunt de acord cu salariul. A treia inițiativă legată de sectorul medical, care am anunțat-o în luna martie și se implementează, este vorba de acordarea ajutorului unic în valoare de 16.000 de lei bugetarilor care au fost testați pozitiv COVID-19. Cunoașteți de această inițiativă. A patra, care a fost lansată la începutul anului curent, este vorba de desfășurarea programului Un doctor pentru tine. După cum cunoașteți, am început această programă în luna ianuarie, februarie, martie, până la COVID. Eu cred că ea trebuie continuată. Atunci când medicii mergeau într-un raion și primile consultări medicale, este vorba de fluografie și altele, le făceau în sat. Eu cred că este o inițiativă foarte bună care noi am relansat-o, care trebuie continuată. 5. Am ieșit cu inițiativa și insist că trebuie să păstrăm toate instituțiile spitalicești din raioane. Cunoașteți poziția mea, eu sunt categoric împotriva închiderii spitalelor raionale și pandemia COVID ne-a demonstrat că am avut dreptate în anul 2017 când am criticat inițiativa Guvernului de a optimiza spitalele raionale. Cei care nu cunosc, eu vă aduc aminte. Guvernele anterioare vroiau să lichideze spitalele raionale și să facă spitale regionale. Și s-au început în Ocnița, s-a început în Basarabeasca, s-a început în alte raioane, în Vulcănești. Raioanele mai mici vreau să le lichideze. Și acum au ajuns în situația când aceste spitale nu s-a acordat atenția necesară parcursul ultimilor 4-5-10 ani. Deci, insist, spitalele raionale trebuie păstrate și dotate în modul corespunzător. 6. La inițiativa mea a fost modificat programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Despre ce este vorba? Este vorba despre faptul că în baza poliției de asigurare medicale cetățeanul Republicii Moldova să primească nu doar locul în spital și o pastilă de aspirină, dar să fie un număr mai larg de servicii, medicamente. Și la inițiativa mea, acest program a fost modificat, a fost incluse suplimentar 70 de investigații medicale noi, 340 de poziții noi pentru asistență medicală specializată de ambulatoriu și 166 de servicii performante. Practic tot ceea ce ține de tumori, de multe, cu regret, boli care sunt importante, anterior nu erau din contul statului, acum sunt din contul statului. 7. După cum am anunțat la sfârșitul anului trecut, la inițiativa președintelui, a fost majorat indemnizațiile unice acordate tinerilor specialiști, medici, farmaciști, care merg în sectorul rural în special. Pentru medici, de la 45.000 de lei la 120.000 de lei, iar pentru personalul medical și farmaceutic mediu de la 36.000 la 96.000 de lei. 8. A fost majorat volumul fondului de șomaj, aproximativ de 6 ori. Cunoașteți, noi am venit cu inițiativa pe timp de pandemie, cei 2.775 de lei. S-a majorat suportul de la stat până la 168 de milioane de lei și am acordat acest ajutor și la patentari și la cei care și-au pierdut lucrul din interiorul țării, dar și la cei care au venit de peste hotare. Unii ne criticau, deci le dăm la cei care vin de peste hotare. Ne-am hotărât să le dăm la toți. Câteva zeci de mii de persoane au obținut suportul de 2.775 de lei. Aici mai sunt încă câteva zeci de inițiative de acest fel. Mai detaliat o să le citiți în raportul de activitate. Programe și proiecte sociale. După cum cunoașteți, în primul an de mandat am lansat o inițiativă, o fundație de benefacere din suflet. Vreau să mulțumesc celor care au susținut această fundație. Este vorba de mai mulți parteneri internaționali, din Federația Rusă, din Turcia, din China, din Republica Franceză, Emiratele Arabe Unite și altele. În total, prin aceste programe și proiecte sociale au fost susținuți direct, suport direct, peste 600.000 de cetățeni. Principalele.
Programul Național de Asistență în Procesul de Școlarizare. Peste 33.000 de ghiozdane cu rechiziții au fost donate elevilor din țară. Cunoașteți campaniile din anii precedenți. Apropo, în acest an mă întreabă părinții, deja sună la președinție, domnul președinte, da, nu o să ne dați ghiozdane pentru copii. Nu, stimați părinți, eu cu plăcere aș oferi aceste ghiozdane. Cu cea mai mare plăcere. Dar dacă o să le oferim acum, o să spunem că o facem în campanie electorală. Trece campanie electorală și vă promit, până la anul nou sau imediat după anul nou, să găsim o formulă cum să vă ținem suplimentar pentru copiii dumneavoastră care merg la școală, care trebuie să meargă la școală începând cu 1 septembrie. 2. Cunoașteți că am lansat un program național pentru a construi terenuri sportive în localitățile mari. Au fost construite 20 de astfel de terenuri în localitățile din Republica Moldova. Obiectivul nostru este de 300 de terenuri. Eu sper foarte mult că, indiferent de situație, noi vom continua această inițiativă. 3. Am mers cu un program național de asistență a grădiniților. În 275 de grădiniți din Republica Moldova am venit cu suport de mobilier, reparație și alte terenuri de joacă și alte solicitări, necesități care au venit din partea grădiniților. Eu cred că este un program foarte bun și el, de asemenea, urmează să fie continuat. 4. Program un pic mai bun de Crăciun. Câteva zeci de mii de copii au primit cadouri de Crăciun din partea președintelui parcursul acestei perioade. 5. Programul de asistență a tinerilor talente ca să participe la diferite evenimente. 600 de tineri talentați au participat la diferite concursuri naționale și internaționale cu suportul președintelui. 6. O inițiativă foarte nobilă. Este vorba de problema copiilor care din născare nu aud. Și această problemă se rezolvă doar cu implanturi cochlear. Câteva zeci de copii, în urma unui proiect pe care l-am inițiat, am găsit finanțare, este vorba de un proiect de mai mult de 10 milioane de lei, acești copii, datorită implantului, datorită operației care au fost făcute aici, la Chișinău, au venit medici din Germania la rugămintea mea, acești copii au început să audă. Apropo, acest program va fi continuat mai departe, sper mult, de către guvern. 7. Probabil, stimați concetățeni, ați văzut că în diferite localități, chiar și în Chișinău, atunci când este vorba de familii care sunt foarte nevoiașe sau nu merită în situație foarte dificilă, am venit cu suport să le ajut pentru rezolvarea problemei casei sau apartamentului. Este vorba de total 105 familii cu mulți copii la care le-am ajutat sau să procure casa sau să facă reparații consistente în localitățile care au fost distruse de foc sau de inundații. 8. Programul de susținere a familiilor cu 4 și mai mulți copii. Probabil, țineți minte, în anul 2018 eu am ieșit cu o inițiativă că atunci când se naște al patrulea copil în familie, noi vom găsi posibilitatea să acordăm 4.000 de lei suplimentar față de ceea ce dă statul la nașterea copilului. În total, în această perioadă s-au adresat și au primit acest suport 483 de familii. 9. Programul de susținere a persoanelor în ietate. 75.000 de pachete sociale au fost repartizate, iar la domiciliu am vizitat 120.000 de pensionari în această perioadă. 10. Programul de susținere a cuplurilor longevive. În anul 2019, când am lansat anul familiei, mi-am pus ca scop ca cuplurile care sunt împreună mai mult de 50 de ani să le vizitez personal și să le felicit. O să vă pară o cifră interesantă, 600 de cupluri longevive au fost felicitate de președintele Republicii Moldova. La mare majoritate dintre ei eu am fost personal, acasă. Capitolul 3. Economie și infrastructură. În premieră, pe lângă președintele țării, a fost creat Consiliul Economic, din care fac parte 42 de reprezentanți a companiilor sectoriale. În 2017 a fost semnat un acord între Consiliul Economic de pe lângă președinte și Organizația Delovaia Rusia din Federația Rusă. Au urmat organizarea a două forumuri importante Moldorusie. În 2018, când au fost semnate 8 acorduri
de investiții în sumă de peste 250 de milioane de dolari. Și în 2019, când au fost 1000 de participanți și au fost semnate 9 acorduri. Cunoașteți că în această perioadă am făcut tot posibilul să restabilim relațiile economice cu partenerul nostru strategic, Federația Rusă. Mi-a reușit acest lucru, a sporit esențial exportul, în special de legume de 6 ori, de mere cu 67% și așa mai departe. Apropo, datorită discuțiilor pe care le-am avut cu conducerea Federației Ruse, producătorii noștri economisesc anual circa 300 de milioane de lei când nu achită taxe la intrarea în Federația Rusă. Agricultura și infrastructura. După cum am menționat, acest an este un an foarte dificil pentru agricultura din Republica Moldova. Secetă. Cunoașteți că noi am făcut tot posibilul și am găsit unele surse suplimentare de la bugetul de stat pentru a acorda acest suport. Dar seceta este o problemă complexă care trebuie soluționată prin acțiuni complexe și sistemice. Deja în acest an, la inițiativa mea, au fost rezolvate câteva probleme. În luna aprilie, la inițiativa mea, a fost modificată legea prin care agricultorii au acces la lacurile și râurile care sunt în proprietate privată, au acces la apa din aceste lacuri private. În luna august, la inițiativa mea, guvernul a modificat hotărârea de guvern și în scop de irigare se permite accesul la apele subterane, fântânile arteziene. Acestea sunt doi pași foarte importanți care au fost aprobați în acest an la inițiativa mea. Dar aceasta nu va rezolva problema. Sunt necesare acțiuni mai complexe, mai sistemice. Noi trebuie să revenim în timpul cel mai apropiat, urgent pentru anul următor, la un complex, la un sistem, la un concept național de restabilire a sistemelor de irigare în Republica Moldova. Fără aceasta noi vom pierde agricultura. Așa cum am avut de suferit și în acest an. Dar și în aceste condiții, cunoașteți că împreună cu colegii de guvern am găsit resurse pentru a veni cu suport și pentru grupa întâi și pentru grupa a doua. Cunoașteți probabil, grupa întâi avem pierderi de 200.000 de hectare, grupa a doua probabil 400-500.000 de hectare. Acel suport de 1.500 de lei la grupa întâi, eu cred că lei la hectar, eu cred că este un suport consistent, care din nou este în premieră pentru istoria modernă a Republicii Moldova. Eu cred că noi vom merge în continuare cu aceste suporturi pentru agricultură. La inițiativa mea, cunoașteți că sub patronajul președintelui a avut loc o ședință prin care am inițiat crearea a 16 platforme industriale în centrele raionale cele mai defavorizate. În special Brăceni, Dondușeni, Râșcani, Glondeni, Sângerei, Șoldănești, Florești, Telenești, Criuleni, Ieloveni, Ninoi, Leova, Cantemir, Basarbească, Dubăsari și Ocniță. În aceste 16 orașe, centre raionale, vor fi create platforme industriale la inițiativa președintelui Republicii Moldova. De fapt, ne punem ca scop să relansăm industria în teritoriu. Nu doar industrie să avem în Chișinău și în Bălți și în Comrat. Trebuie să mergem în raioane, ca oamenii să aibă de loc de muncă acolo în raioanele sale. Reabilitarea localităților. Eu consider că cetățenii vor rămâne acasă atunci când vor avea un trai decent, un salariu bun, evident, și un trai decent în localitatea sa. De ce am inițiat și am venit cu câteva propuneri care deja se implementează. Prima, drumuri bune pentru toți. Accentuez pentru toți. Anterior erau drumuri bune, 1, 2, dar de la un sat 3 milioane, de la alt sat 0 sau 10.000 de lei sau 100.000 de lei. Noi am pus ca scop ca toate primăriile să primească în jurul la 1 milion și mai mult de lei pentru drumuri bune pentru toți. Și în toate localitățile, din toate primăriile, circa 900 de primării din Republica Moldova, acum are loc implementarea acestui program. Eu îmi pun ca scop și voi insista că acest program să fie continuat minimum cu 4-5 ani. Imaginați-vă că 4-5 ani înainte primăria primește 4-5 milioane de lei pentru drumurile din interiorul satului. Noi 4-5 ani rezolvăm problema cu drumurile interioare. Restul îl facem din fondul rutier.
În acest an, pentru aceste scopuri, au fost alocate 1,37 miliarde lei pentru drumuri bune pentru toți, dar total 6 miliarde lei pentru drumuri. 2. Aprovizionarea cu gaze a localităților. La rugămintea mea, la insistența mea, Moldova Gaz a triplat programul de investiții în acest an pentru gazificare. Vor fi total făcute gazoducte de 123 de kilometri, circa 50 de milioane de lei în 30 de raioane și 56 de sate. 3. Aprovizionarea cu apă a localităților din țară. Proiectul este administrat de Ministerul Agriculturii. În acest an sunt investite 207 milioane de lei în aprovizionarea cu apă a localităților țării. Este vorba de apă nu pentru irigare, este vorba de apă potabilă pentru consumul cetățenilor. Sunt raioane, Hâncești, Fălești, alte raioane unde există această problemă foarte mare. 4. Iluminarea stradală în localitățile Republicii. Eu am venit cu inițiativa să iluminăm câte un kilometru în toate localitățile. Parțial a fost implementată în acest an. Va fi continuată în anii următori. 5. Salubrizarea și lichidarea gunoișilor neautorizate. Este o problemă foarte mare. Noi avem un proiect semnat cu partenerii externi în volum de circa 2 miliarde de lei, care ne va permite în următoarea perioadă să rezolvăm această problemă. Nu ține și nu va rezolva primăria satului X problema gunoișului fără implicarea guvernului. Guvernul trebuie să vină cu suport. Guvernul trebuie să facă un concept național. Guvernul trebuie să facă câteva companii regionale care se vor ocupa cu colectarea și prelucrarea gunoiului din localități. În caz contrar, noi ne transformăm, uitați ce se face prin satele din Republica Moldova. Toate câmpurile sunt pline de gunoi. Acesta este un program național care noi l-am inițiat și îl vom duce până la capăt. În general, eu consider că fiecare școală, fiecare sat din Republica Moldova trebuie să aibă școală, grădiniță, punct medical. Și eu voi insista pe această abordare. Capitolul 4. Justiție și securitate. Cunoașteți că au fost lansate mai multe inițiative de reforme în domeniul justiției pe care eu le-am susținut. Dar sarcina mea de bază pe parcursul acestui mandat a fost să aducem la justiție, să-i atragem la responsabilitate pe cei implicați în cele mai grave crime împotriva poporului. Este vorba de furtul miliardului, este vorba de aeroport, de alte lucruri. Eu cred că în această perioadă nu ne-a reușit să avansăm în această direcție. Cu furtul miliardului. La inițiativa mea a fost aprobată o lege prin care 50% din profitul Băncii Naționale se duce la compensarea miliardului furat. Eu cred că este o inițiativă bună și am diminuat povara pe umerii cetățenilor. De asemenea, după cum cunoașteți, la această etapă deja au fost întoarse în bugetul de stat 2,5 miliarde de lei din banii furați, iar alții 3,8 miliarde de lei sunt sechestrate. Adică active sechestrate. În total este vorba de 6,3 miliarde de lei bani cash sau active sechestrate care urmează să fie întoarse la buget din acele 13 miliarde care au fost furate. Eu cred că noi am avansat foarte mult în ultimul timp pe această dimensiune. La capitolul promovării judecătorilor au fost admiși 249 de pretendenți, au fost respinși 33 de pretendenți la funcția de judecător. După cum cunoașteți, mi-am pus ca obiectiv ca în Consiliul Suprem de Securitate să fie persoane competente și nu lideri de partid. Vă amintesc, până în anul 2016, până a venit în funcția de președinte, fostul președinte a numit în componența Consiliului Suprem de Securitate liderii partidelor de la guvernare. Nu ce are liderul partidului cutare care este la guvernare să fie membru Consiliului Suprem de Securitate. Am modificat componența și sunt doar reprezentanții instituțiilor care au dreptul conform legii. În această perioadă au fost petrecute 15 ședințe ale Consiliului Suprem de Securitate pe subiectele de interes public și interes național. Capitolul 5. Reintegrarea țării. În această perioadă au avut loc 8 întrevederi cu liderul de la Tiraspol, cu domnul Krasnosinski. O astfel de agendă consistentă nu a avut-o niciun președinte din 2009 încoace. Eu consider că noi am avansat în dialogul privind reintegrarea țării. Au fost mai multe obiective care ne le-am pus,
Dar eu voi spune câteva rezultate obținute. 1. A fost stabilit un dialog permanent regulat cu conducerea Transnistriei, cu liderul de la Tiraspol. 2. A fost deblocată activitatea Comisiei Unice de Control, începând cu ianuarie 2017. 3. A fost asigurat din 2018 accesul fermerilor moldoveni la terenurile agricole din raionul Dubăsar, pe malul stâng al Nistrului. Până în 2018 a fost o problemă, ei nu aveau acces la terenuri. 4. A fost coordonat mecanismul de funcționare fără cheltuieli financiare a 8 instituții de învățământ situate în stânga Nistrului, care se află în sistemul educațional din Republica Moldova, ceea ce a permis îmbunătățirea condițiilor de funcționare acestor școli. 5. Reluarea începând cu 20 noiembrie 2017 a circulației pe podul de pe Nistru în preajma localităților Gura Băcului, Băcioc, care nu a funcționat timp de 25 de ani din 1992. 6. A fost aprobată procedura de apostilare a diplomilor de studii superioare pentru absolvenții Universității Taras Șevcenco din Tiraspol. Cunoașteți că absolvenții acestei universități nu puteau să meargă nicăieri cu diplomele. Am făcut procedura, punem apostilul la Chișinău și ei pot să meargă unde doresc. 7. A demarat funcționare începând cu 10 septembrie 2018 la Tiraspol și Râbnița a centrelor de matriculare a mijloacelor de transport care eliberează numere neutre pentru transportul locuitorilor din Transnistria. 8. Eu am promulgat legea cu privire la punerea în aplicare a acordului în domeniul telecomunicațiilor. Ultima întâlnire cu Krasnosetski s-a referit și la acest subiect, sperând că în timpul apropiat totuși vom reuși să implementăm aceste înțelegeri. Dar legea a fost votată și eu am promulgat-o. Și 9. A fost convenit asupra liberii vizite pe teritoriul Transnistriei de către oficiali și deputați moldoveni începând cu 16 septembrie 2019. Da, acum sunt obstacole pentru că ei au interzis intrarea ieșire, dar acest regim a fost convenit și eu sper foarte mult că în timp apropiat vom reveni la acest capitol. Următorul domeniu, capitolul 6, politica externă. Au fost foarte multe discuții ce fel de politică externă trebuie să promoveze Republica Moldova. Eu sunt adeptul și voi insista în continuare pe o politică externă echilibrată. Eu vreau să vă explic, stimați concetățeni, încă o dată ce înseamnă acest lucru. Aceasta înseamnă că noi vom avea relații bune de prietenie cu toți, reșind din interesele naționale ale Republicii Moldova. Adică, cu Uniunea Europeană rămâne în vigoare acordul de asociere pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Și acordul liber, fără vize, liberalizat. Scopul acordului de asociere este să facem reforme în interiorul țării. Eu v-am menționat de mai multe ori, eu nu cred că Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu este gata să se lărgească. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu vom implementa aceste acorduri în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Pe de altă parte, vom avea în continuare relații și vom fi membri ai Comunității Statelor Independente. Mai mult ca atât, cunoașteți că am obținut statutul la inițiativa mea, statutul de observator a Uniunii Euroasiatice. Ceea ce ne permite să păstrăm acest echilibru, să luăm cei mai buni de la europeni și de la ruși, din est și din vest, pentru interesul cetățenilor Republicii Moldova. Noi vom promova parteneriate strategice cu vecinii noștri, cu România, cu Ucraina, cu Federația Rusă, cu Uniunea Europeană, cu China, cu Turcia, cu Statele Unite, cu Ungaria, însemnat recent parteneriat strategic. Toate aceste parteneriate au ca scop promovarea interesului cetățeanului Republicii Moldova, și în est, și în vest. Și vreau să vă spun că eu mă bucur că pe parcursul ultimului timp și în sondajele de opinii, tot mai des la întrebarea unde vreți să mergi, în est sau în vest, tot mai mulți cetățeni răspund că noi vrem să fim buni și cu rușii și cu europeni. Și asta este unica opțiune pentru țara noastră. Nu putem noi să luptăm cu rușii împotriva europenilor sau cu europenii împotriva rușilor. Nu o să obține nimic din aceasta așa cum cer unii politicieni, care în fiecare zi unii fac protest la ambasada Rusiei, alți fac protest la ambasada Uniunii Europene. Pentru ce? Trebuie să fim în relații bune și cu Federația Rusă, și cu Uniunea Europeană, și cu Statele Unite. Și să vedem unde e interesul nostru.
Ce putem să obținem bun pentru a îmbunătăți situația în Republica Moldova? Dacă cineva din partenerii noștri, rușii sau americani sau europenii, ne roagă să luptăm cu dânșii, să facem sancțiuni împotriva oponentului geopolitic, mondial, între dânșii să luptă geopolitic, și ne trag pe noi de partea lor, hai voi cu noi împotriva la celălalt. În asta noi nu trebuie să ne implicăm. Spune că noi suntem prieteni și cu celălalt și cu dumneavoastră. Voi aveți lupta voastră geopolitică, băteți-vă între voi, pe noi nu ne implicați. E că asta e poziția mea. Și eu cred că marea majoritate a cetățenilor se decor cu această abordare. În ceea ce ține de politica externă, în această perioadă au avut loc 70 de deplasări peste hotare, dintre care 64 de vizite de lucruri și 6 vizite oficiale. Au avut loc 29 de întrevederi cu șefi de state, 10 întrevederi cu președinți de parlament și 10 întrevederi cu prim-ministri. Am lansat o practică bună la președinție, dialog permanent cu diplomații acreditați în Republica Moldova. Eu invitam pe toți împreună, și aici, și la Condrița, și la Hulercani. Am avut 19 astfel de reuniuni, cu toți ambasadorii împreună. În afară de acestea, am avut 200 de întrevederi bilaterale, peste 200, cu ambasadorii separat. Total, au fost primite scrisori de acreditare ale 74 de ambasadori. Adică în această perioadă au fost acreditați suplimentar 74 de ambasadori. La capitolul vizite externe și cheltuieli pentru vizite externe, că am văzut că aceasta a fost una din întrebări. Eu o să vă dau câteva cifre pe anii 2017, 18 și 19. În 2017 au fost alocate de la bugetul de stat pentru vizite externe a instituției prezidențiale 3,5 milioane de lei. Au fost cheltuite 1,35, au fost restituite la buget necheltuite 1,5 milioane lei. Tot în perioada asta, efect pozitiv a vizitelor a fost peste 4 milioane de lei. În 2018 au fost restituite 2 milioane necheltuite, în 2019 de asemenea 2 milioane de lei. În 3 ani, cheltuielile instituției prezidențiale pentru deplasări a fost de 5,2 milioane de lei, dar, atenție, stimați concetățeni, au fost restituite în bugetul de stat 5.500.000 de lei pe care președintele țării nu le-a utilizat pentru chartere, rute speciale, pentru bilete la business class, pentru acoperirea deplasării membrilor familiei și mai departe. Niciodată președintele țării nu a zburat din contul statului în business sau cu avion privat și nici un leu nu a fost cheltuit pentru membrii familiei când trebuia să meargă soția sau undeva, trebuia să meargă ca parte a cutumului diplomatic. 5,5 milioane de lei prevăzute în buget, noi le-am restituit înapoi. Dar, cheltuind 5,2 milioane de lei, în urma vizitelor externe, efect direct pentru cetățeni este de jumătate de miliard de lei. Și o să vă spun care. În 2019, cum v-am spus, agenții economice au economisit 300 de milioane de lei când au plătit taxe la import în Rusia. În 2018, această clădire a fost reparată gratis de turci, de Republica Turcă, cu 190 de milioane de lei. Și din fiecare vizită externă, aici sunt rezultatele, o să vedeți că s-a dus ceva concret pentru țară. Sau că e vorba de 12 camazuri de la Federația Rusă care gratis au fost dotate. Sau de 8 sau 10 tractoare de la Lukashenko care au fost date la primării. În total, în urma activității externe, în afară de politica externă promovată, beneficiul direct statului este de peste 500 de milioane de lei. În premieră, în mandatul președintelui Dodon, a fost instituit funcția de consilier pentru relații cu diaspora. Nu a fost consilier pentru diaspora la toți președinții până acum. Au fost organizate 16 întrevederi cu reprezentanții diaspore și din est și din vest. Capitolul 7. Comunicarea cu cetățenii. Unul din obiectivele mele de bază a fost să fiu cât mai des în teritoriu alături de oameni. Și probabil ați observat, stimați concetățeni, fiecare săptămână, o zi sau două, sunt alături de voi, vin la voi în sat, în raion, ne întâlnim la întreprinderi, în câmp și așa mai departe. În această perioadă, personal, am fost în peste 600 de localități din Republica Moldova. Eu nu am făcut o analiză a activității altor președinți, să o facă analiștii politici, dar eu personal am fost în 600 de sate și orașe. Am vorbit așa direct, personal, la aceste întrevederi cu peste 70.000
de persoane. Eu cred că este o activitate, chiar mă uitam zilele acestea într-un almanac, este un almanac politic, este așa un almanac, o să-l găsiți, presa o să-l găsească, toate evenimentele, practic în fiecare zi, câte două, trei evenimente publice. În premieră, pe lângă președintele țării, a fost constituit Consiliul Societății Civile. Peste 160 de persoane notorii, personalități, care sunt în Consiliul Societății Civile pe lângă președinte și avem discuții foarte des. Este vorba de activitatea 14 comisii care au avut 100 de întâlniri tematice. Eu personal m-am întâlnit de câteva zeci de ori cu acești președinți ai comisii. Capitolul 8, ultimul capitol. Inițiativele legislative, decrete și statistici. Pe parcursul mandatului am venit cu 25 de inițiative legislative. Dintre care toate cele care au fost în 2017-18, cât era Plahotniuc aici, 15 au fost respinse de Parlament. În 2019-2020, 6 au fost aprobate, cele de bază sociale, iar 4 sunt în examinare acum la Parlament. Tot în această perioadă au fost semnate 1650 de decrete, inclusiv 676 promulgarea legilor, 122 inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordurilor internaționale, 43 privind numirea ambasadorilor și așa mai departe. Cereri de acordare a grațierii. Probabil știți, președintele, conform Constituției, poate să grațieze cei care stau la pușcărie. Au fost 1242 de cereri. Eu am grațiat doar 7 persoane. Este vorba de persoanele care, familii cu mulți copii sau care nu erau cazuri foarte grave. Au fost 3680 de solicitări de acordare a distincțiilor. Eu am acordat 2042 de distincții. Practic jumate din cei care, 55% din cei care au solicitat. În total au fost înregistrate la președinție 19.000 de documente de intrare și 30.000 de documente de ieșire. Eu am semnat 1700 de adresări, scrisori și așa mai departe. Acesta a fost raportul de activitate al președintelui, încă o dată, el este în așa formă, va fi repartizat, este pe site, puteți detaliați să faceți cunoștință. Stimați prieteni, pe parcursul acestei perioade, pe masa mea tot timpul a fost acest document. Programul meu de platformă electorală din anul 2016. Aici, pe partea aceasta, aveți ce trebuie să fac în primele 100 de zile. Și eu chiar am făcut, chiar ieri am mers cu stiloul, plus, minus, unde s-a făcut, unde nu s-a făcut, știu că o să fie discuții. Și vreau să vă spun că din acest program electoral, analiza făcută de specialiști este că în proporție de 80-85% angajamentele electorale din anul 2016 eu mi le-am îndeplinit față de cetățenii Republicii Moldova. Da, sunt angajamente care nu au fost onorate, pentru că Parlamentul nu le-a votat. Cu toate că președintele le-a inițiat, a făcut pași în direcția aceasta, dar Parlamentul nu le-a votat. Dar chiar și în condițiile unui Parlament care a luptat împotriva președintelui 2 ani jumate, în proporție de 80-85%, nu ne-a reușit. Ne-a reușit, stimați concetățeni, să îndeplinesc acest angajament față de dumneavoastră de 4 ani ori. Apropo, nu am spus, acest edificiu, care din 2009 până în 2018 a stat în Paragină, în centrul Chișinăului. 9 ani, nu a interesat pe nimeni. În afară de multiple programe sociale despre care am vorbit, am reușit să-l reparăm fără niciun leu de la bugetul de stat. Și rămâne un simbol în continuare și este o perlă a orașului Chișinău. Foarte mulți mă întreabă dacă voi candida pentru următorul mandat. Știu că aceasta este una dintre întrebări care deseori diferiți jurnaliști o adresează. Eu vreau să vă spun că după 1 septembrie voi începe un proces de consultări cu diferite grupuri de cetățenii Republicii Moldova pentru a lua o decizie. Poate o să iau decizia pe 1 septembrie. Da sau nu? Și o să vă informez.
Acest raport, stimați prieteni, în forma aceasta, succintă, va fi repartizat în formă de ziar, începând cu ziua de astăzi. Practic, în fiecare familie din Republica Moldova veți primi acest raport. El este într-o formă mai succintă, 16 foi. Un raport mai detaliat, de 40 de foi, îl găsiți pe site-ul președinției și, cred că astăzi, imediat după finalizarea briefingului, toate instituțiile media din Republica Moldova și toate ambasadele acreditate la Chișinău vor primi acest raport pe hârtie pentru a face cunoștință. În afară de aceasta, astăzi am semnat o scrisoare și raportul de activitate a președintelui împreună cu almanahul politic. Aceasta este agenda președintelui pe 3 ani jumate. Toate evenimentele care au fost 3 ani jumate. Peste 1700 de evenimente cu participarea mea. Aceste documente vor fi transmise fiecărui primar și președinte de raion. Aceasta am vrut să vă spun, stimați prieteni, vă urez la toți sănătate. Mâine este ziua națională, ziua independenței, vom avea careva evenimente, o să vă felicit suplimentar. Încă o dată vă mulțumesc pentru susținere, pentru încredere și eu sunt ferm convins că vom face față în continuare la toate provocările, în pofidă la tot. Noi suntem obligați să facem față pentru viitorul copiilor noștri în această țară. Eu cred în viitorul Republicii Moldova. Eu cred că copiii mei și copiii dumneavoastră vor trăi într-o țară prosperă. Și noi suntem obligați să facem acest lucru. Fiecare la locul său. Președinte la locul său, profesor la locul său, medicul la locul său. Dar împreună vom reuși. Moldova are viitor. Mulțumim!